No, thank you. I'm fine. Unde? Ascot. Oh, Art Club. Da, 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 da. N-am fost, dar am auzit de el. Art. Da. De art, clubul de arte. Am auzit de el. N-am văzut niciodată, dar știu. Am auzit. Și a fost mișto? Da? Ai zis că jumătate de oră. Să fie și de la
Asta vreau să zic și de la pantofi. Poate s-a mutat un pic rotula cu 5 de lei. Ia și tu de la Holland de Bar, îți cumpără glucosamin. Ce să zic, sorta ce face? N-am mai sunat vreo, de când e cu Ionuț, nu prea o sun. Știi că să nu te știu că-i pot în mod cu Ionuț. Deci a fost la deja în țară. Cum e taica? După mai asta mea se trebuie. E ok? E bine, doamne. Acum că e cu el și poate dacă mă aud ăsta, după aia nu o să zic că să nu mai vorbească cu mine. Păi, vorba ta, e adultă, faci ce vrea, da? Poți să zici omule o dată, de două ori, de trei ori, dar la un moment dat o să vă. La petrecere ne găsim după nimeni. Nici unul care să-ți placă. A, am înțeles, am înțeles. Da, fac. Trebuie să te mai deschizi tu ochii, ți-am zis, mai dă o șansă, dar bine. Cu cineva care să-ți placă, și pe cât. Ce să zic? Îți doresc o zi frumoasă, nu te mai țin. Treabă peste atât de ce credeai, crei cu alt, mi-a fărut bine că ne-am auzit. Ah, ok, eu pot să mai vorbesc, mai am până, sunt în altă punct, mă duc la Finsbury Park, când intru la Finsbury Park, atunci rămân fără semnal, dar nu mai pot să vorbesc. Mi-a zis să te țin, mi s-a părut că ai vorbit, da, s-a luat numai fetele la curăție, mi-am înțeles. Mai nevoie de healing sau ceva. Cred că nu ești healed. Da. Pentru că atâta timp cât nu ești, nu ești deschisă deloc și nu... Așa înseamnă că nu ești fully healed, știi, după fosta relație. Cred că e mai eu personal, dar nu sunt psiholog sau ceva, asta-i seama. Asta e părerea mea, asta înseamnă că și-am trecat. Deci poate să fie ceva mai intern, mai el, știi? Mai deep decât credem noi. Poate să fie ceva așa, că nu e deschisă, că poate tu nu te-ai vindecat după fosta relație. Știi, fiecare om are timpul lui, știi? Unii 2 săptămâni, unii 1 lună, unii 6 luni, unii 1 an, unii 5 ani, unii chiar 10 ani de ea, până își revin. Depinde de ce s-a întâmplat și așa, și la suprafață mulți zic, a, da, sunt ok și nu știu ce și... Fată, nu mă gândesc că oricum a fost un șoc, chiar dacă zic că el nu știa ce l-a sau ce, faptul că el a plecat așa, fără niște trezic, a plecat, este un șoc. Și la un moment dat, dacă tu nu, cum să zice, internalize, dacă nu îl nu... Cum să zice fata internalized? Că nu-mi vine în românește. Dacă nu interiorizezi, cred, gândul ăsta, știi, și nu l-ai procesat și a fost așa... Pentru oricare ar fi fost un șoc.
Dai seama, ia. Nu. Na. Frate, este rece. Oricum e rece. Este soare, dar este rece. No. Nu, deci despre ce vorbeam despre asta? Eu zic că... probabil... te-a dezamăgit postul tău foarte tare și atunci te-a zis, sunt macioare din tine. Nu mai am nevoie de niciun bon lângă mine și gata, toți sunt cupiți și gata. Da. Știu, am înțeles perfect ce zici. Nu e vorba de asta, aici și știi bine. Trebuie să schimbi modalitatea. Eu nu zic acum să tânjești după o relație sau ceva, dar trebuie să schimbi mentalitatea asta, că altfel dacă ai atitudinea asta, și atragi chestia asta, adică în sensul că nu atragi bărbații care trebuie, nici nu te interesează, niciun bărbat, știi? Că nu e vorba, aici nu e vorba de un vârf trecut, aici e vorba de ceva, știi, emoțional și așa, și poate și cu toți învățăm din fostile greșeli. Să zici că n-ai greșit, cu siguranță ai greșit și tu. Dar trebuie să analizezi tu. Că și eu ziceam, eu tot timpul ziceam că ori e vina lor, ori nu știu ce. Și am stat și am analizat unde am greșit și eu. De exemplu, eu eram foarte critică, că zic, în relație. Am stat și am analizat după aia. În sensul că eram critică și controlând fără să-mi dau seama, știi? Facem asta, mergem așa, nu știu ce, câteodată mai țipam sau nu știu ce, știi? Și mi-am propus în viitoare relație să nu mai fiu chiar așa. Tu ai zis că erai foarte independent, acum nu știu cât de independent. Poate fostul tău avea nevoie de mai multă căldură, mai multă... Nu? Depinde de cum erai. Ai, era și el la fel, am înțeles. Păi și atunci, de ce s-a terminat dacă stai să te gândești? Dacă nu e greșit... Păi îți dai seama că el a mințit ceva. Dacă el a zis, nu mi-ai greșit cu nimic, păi dacă nu ți-am greșit cu nimic, atunci de ce m-ai lăsat sau de ce ai plecat? Nu mai ai semnal. Ce-ai zis? Deci înseamnă că a găsit pe alta. Asta te referi. Păi când zici că-l lași vreau, știi când... E posibil, știi, când un bărbat vede pe una mai tânără, mai frumoasă, mai nu știe, sau dacă o treci pe acolo, și lasă nevastă, și cu fiii, tot cu fiii. Sunt multe așa, trei. This bus terminates here. And that was the full journey of the W7 to Finsbury Park Station. Okay, 12 APZ.